Bună! Te salut cu soare! O nouă zi cu soare aici în București. Săptămâna asta, astăzi, mâine, poimâine, vom avea 18-19 grade. Deci putem spune că a venit chiar primăvara. Sper că ai avut un weekend minunat și că începi săptămâna în forță, cu inspirație. Nu știu dacă ai remarcat, dar... I-am observat la mine că atunci când ești foarte inspirat, când ești toate îți merg bine, atunci parcă vine o lovitură din senin care îți atacă cu putere credința ca să ți-o distrugă. Când se întâmplă lucrul acesta, cel mai important lucru pe care să-l faci este să conștientizezi că credința este o alegere. Ea este atacată în continuu, în diverse moduri, uneori primim lovituri puternice atunci când ne așteptăm mai puțin, însă de noi depindem să rămânem sau nu în credință. Și acesta este obiectivul nostru numărul 1, dacă vrem să revenim. Atunci când alegem credința, când revenim și rămânem în credință, revin de asemenea și bucuria în inimă și pacea. Ne echilibrăm. Căpătăm o stare. O stare bună. O stare a inimii după voia lui Dumnezeu. Dacă ai fost atacat în ultimile zile, în ultima săptămână, dacă ai avut lovituri care ți-au atacat credința, care au încercat să distrugă credința, alege să crezi din nou. Ridică-te în picioare și trăiește prin credință, pentru ca bucuria ta să fie deplină și să ai pace în inima. Îți doresc o zi inspirată, o săptămână binecuvântată, cu rodul îmbelșugat și însutit, și aștept să ne vedem în continuare aici, pe pagina Facebook.